Cum îți găsești pasiunea și scopul? Psihoterapeutul Nathaniel Brandon afirmă: Primul pas către schimbare este conștientizarea, cel de-al doilea este acceptarea. Dacă vrei să te schimbi și să te dezvolți, trebuie să te cunoști pe tine însuți și să te accepti așa cum ești înainte de a începe să construiești ceva. Iată 10 întrebări care să te ajute să parcurgi acest proces. 1. Îți place ceea ce faci acum? Sunt uimit să văd cât de mulți dintre cei pe care îi întâlnesc zi de zi nu sunt pasionați de meseria pe care o au. De ce fac ceea ce fac? Înțeleg foarte bine faptul că fiecare trebuie să ne câștigăm cumva traiul. Facem cu toții lucruri care nu ne plac, am lucrat în studenție într-o fabrică de ambalat carne. Îmi displăcea profund acel job. Prin urmare, nu a rămas acolo întreaga viață, făcând lucruri în urma cărora să nu mă simt împlinit. Dacă mi-ar fi plăcut și aș fi fost pasionat de acel lucru, simțind că am un scop în viață, aș fi rămas acolo și mi-aș fi construit o carieră. Însă nu asta era ceea ce voiam să fac. Filozoful Abraham Kepler a afirmat, Dacă, așa cum spunea Socrate, o viață la al cărei sens nu te gândit niciodată, nu merită trăită, la fel și o viață netrăită merită analizată. Dacă nu îți place meseria de pe urma căreia îți câștigi traiul, atunci trebuie să îți faci puțin timp să te gândești la asta. Este oare riscant să faci o schimbare astfel încât să treci de la ceea ce faci acum la ceea ce ai vrea să faci? Sigur că da. Ai putea da greș. Ai putea descoperi că nu îți place așa de mult precum te-ai fi așteptat. Se poate să nu câștigi suficient de mulți bani. Însă nu există oare un risc mai mare să rămâi acolo unde te afli? Ai putea da greș. Ai putea fi concediat s-ar putea reduce salariul. Sau, mai rău, s-ar putea să ajungi la capătul vieții, regretând că nu ți-ai atins niciodată potențialul maxim și nu ai făcut ceea ce îți plăcea. Cu care dintre riscuri ai putea mai degrabă să trăiești? 2. Ce anume ți-ar plăcea să faci? Cu siguranță că există o legătură direct între descoperirea propriilor pasiuni și atingerea potențialului maxim. Jurnalistul de televiziune Maria Bartiromo spune: Toți oamenii de succes pe care i-am cunoscut își știu foarte bine, clar, abilitățile și aspirațiile. Sunt conducătorii propriilor vieți și îndrăznesc să își urmeze visurile în termeni stabiliți chiar de ei. Ți-ai descoperit pasiunea? Știi deja ce anume ți-ar plăcea să faci? Dacă răspunsul e afirmativ, atunci diferența se va vedea. De ce? Fiindcă atunci când îți aprofundezi pasiunea, beneficiezi de energie și atingi excelența. Nu vei ajunge niciodată să ai sentimentul de împlinire dacă faci lucruri care nu îți plac. Pasiunea îți conferă un avantaj în fața celorlalți, fiindcă un individ pasionat de ceva este mai bun decât 99% dintre cei care sunt interesați doar de un singur lucru. Pasiunea îți conferă energie. Când eram mic, nu voiam să fac altceva decât să mă joc nu îmi plăcea deloc să fac vreun alt efort, indiferent despre ce ar fi fost vorba. Am aflat însă cât de important este să îți urmezi pasiunea în momentul trecerii de la liceu la facultate. La liceu pierdeam pur și simplu timpul. Când am ajuns la facultate, am început să lucrez în zone legate de propriile scopuri. Îmi urmăream pasiunea. Și încă sunt încântat de ceea ce fac. Am acum peste 60 de ani, iar cei din jur mă întreabă când ies la pensie. Sincer să fiu, nici nu am luat în calcul acest lucru. De ce și-ar dori cineva să renunțe la ceva ce îi place să facă? Vreți să știți când mă pensionez? După ce nu o să mai fiu? Abia atunci mă voi opri din ținut discursuri și din scris cărți. Cum știi ceea ce îți dorești să faci? cum îți identifici pasiunea. Ascultă-ți inima. Acordă atenție lucrurilor care îți fac plăcere. Thomas L., autor și jurnalist, deținător al unui premiu Pulitzer, ne sfătuiește. Indiferent ceea ce ți-ai plănuit să faci, fie că e vorba să călătorești în jurul lumii anul viitor, să te înscrii la niște cursuri, să te angajezi sau să îți faci timp să reflectezi, nu îți asculta doar mintea. Ascultă-ți inima, este cel mai bun consilier pe probleme de carieră. Fă ceea ce îți place cel mai mult să faci, iar dacă nu știi încă ce anume, ei bine, continuă să cauți, fiindcă odată ce ți-ai seama, vei conferi muncii tale acel ceva în plus care te va ajuta să nu te transform într-un robot. Te va face să devii un radiolog de excepție, un inginer de renume sau un profesor extrem de iubit. Dacă nu ți-ai dat seama încă ce anume vrei să faci, atunci probabil că ai fost frustrat toată viața. Autorul Stefan Covey observa. Cât de diferite sunt viețile noastre atunci când știm cu adevărat ce e important pentru noi. Și, având în vedere această imagine, reușim să știm ceea ce contează cel mai mult. Să te cunoști pe tine și să știi ceea ce vrei să faci este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face în această viață. 3. Poți face ceea ce Îți dorești să faci? În perioada în care am fost pastor, a lucrat la un moment dat pentru mine un tânăr pe nume Bobby. Era cel care îmi gestiona toate activitățile care aveau legătură cu predica. Mai exact, pregătea fondul sonor pentru slujba de duminică și îi dirija atât pe cei din cor cât și pe cei din public. Îmi dădusem seama că Bobby. Nu era o persoană fericită și am bănuit că ar prefera să facă mai degrabă altceva. Așa că, într-o zi, am avut amândoi o discuție de la suflet la suflet. Mi-a mărturisit că era într-adevăr nefericit. L-am întrebat, Bobby, ce-ți ar plăcea să faci? A ezitat un moment și apoi mi-a spus, mi-ar plăcea să fiu cel care prezintă echipa și vorbește la difuzoarele de pe stadion pentru echipa de baseball Chicago Cubs. Nu mă puteam gândi decât la nefericirea lui din tot acest timp. Nu avea abilitățile necesare să facă acel job și chiar dacă le-ar fi avut, jobul nu era disponibil. i am spus că ar trebui să găsească ceva mult mai realist care să se potrivească cu talentele lui și cu oportunitățile care s-ar fi putut ivi. Este o mare diferență între a avea un vis care să te determine să ai realizări și să vii pur și simplu cu o idee care nu are nicio legătură cu ceea ce ești și cu ce poți face. Sunt atât de sigur de spusele mele încât am scris o carte intitulată Testează-ți visul. Trebuie neapărat să îți stabilești câteva criterii astfel încât să îți dai seama dacă dorințele ți se potrivesc cu abilitățile pe care le posezi. Warren Bennis a dezvoltat și un instrument care să îi ajute pe oameni în această problemă. Ne propune așadar trei întrebări pe care ți le poți spune astfel încât să îți dai seama dacă ceea ce vrei să faci este posibil. Iată despre ce este vorba. Știi diferența dintre lucrurile pe care ți le dorești și cele la care te pricepi? Cele două nu corespund întotdeauna. Cred că era și cazul lui Bobby. Ceea ce își dorea și ceea ce putea face erau lucruri complet diferite. Ca să ai succes, trebuie să faci lucrurile la care ești bun. Știi ce motivație ai și ce anume îți oferă satisfacție? Uneori oamenii își pun în minte să facă anumite lucruri din motive greșite. Poate că jobul la care visează nu presupune multă muncă, când în realitate nu așa stau lucrurile, sau poate că vor recompensele aferente acelui job nu munca în sine. Atunci când ceea ce te motivează corespunde cu ceea ce îți aduce satisfacție, combinația este una extrem de reușită. Știi care sunt valorile și prioritățile tale, dar și cele ale organizației din care faci parte? Cu cât aceste două categorii corespund mai mult una cu cealaltă, cu atât mai mari sunt șansele tale de succes. Dacă tu și angajatorul tău nu aveți aceleași scopuri, succesul va fi dificil de obținut evaluarea diferenței dintre ceea ce îți dorești și ceea ce poți face, dintre ceea ce te împinge înainte și ceea ce te satisface, dintre valorile tale și cele ale organizației, îți dezvăluie multe dintre obstacolele care stau între tine așa cum ești acum și ceea ce îți dorești să faci. Iar întrebarea pe care trebuie să ți o pui este dacă ești capabil să depășești aceste discrepanțe. Una dintre principale modalități prin care poți să ai succes și să-ți împlinești scopul este să înțelegi care sunt talentele unice și să găsești arena potrivită în care să le desfășori. Unii au abilitatea născută de a ști cine sunt și ce anume nu sunt. Alții trebuie să se străduiască să descopere aceste lucruri. Poetul și criticul Samuel Johnson observa aproape toți oamenii își irosesc o parte din viață în încercarea de a afișa niște calități pe care nu le posedă. Scopul tău ar trebui să fie acela de a-ți irosi cât mai puțin timp posibil. Așa cum spunea fostul sportiv de performanță Jim Sandberg. Descoperă-ți unicitatea, apoi dă dovadă de disciplină în a o dezvolta și a o pune în valoare.